San Nicolaus City App este din nou disponibilă gratuit pe platformele mari de aplicații Google Play și App Store fiind funcțională pentru toate telefoanele care rulează sistemele de operare Android și iOS. Aplicația a fost îmbunătățită și actualizată pentru device-urile moderne și a fost îmbunătățit sistemul de gestionare al sesizărilor. De acum se pot face sesizări prin mesaje și poze, iar acestea vor fi actualizate în platforma aplicației după rezolvarea sesizării. Rubricile disponibile în aplicație au fost și ele actualizate. La rubrica Primăria puteți afla informații de contact ale măriei orașului, dar și despre conducere, orașele înfrățite cu Sf Nicolau Mare și cetățenii de onoare. La rubrica instituții aveți acces la toate datele de contact ale principalelor instituții din oraș, inclusiv ale școlilor, spitalului orășenesc și al instituțiilor sportive. La rubrica de vizitat găsiți principalele puncte de vizitat, precum și câteva repere istorice în legătură cu acestea. La rubrica știri primărie puteți afla cele mai noi informații în legătură cu evenimentele culturale, sportive, dar și informații importante despre administrația locală și comunitatea în legătură cu întreruperile de gaz sau curent din oraș. La rubrica Sesizări puteți încărca mesaje sau poze în legătură cu sesizările pe care doriți să le faceți către administrația locală, de asemenea puteți urmări și statusul acestora în timp real. Într-adevăr, aplicația sunt Nicolau City pe din nou funcțională. Am făcut câteva modificări pentru a fi cât mai ușor de utilizat, iar cred că partea cea mai importantă este legată de Rubrica Sesizări, prin care rugăm toți cetățenii să ne ofere informații în cazul în care apar câteva disfuncționalități la nivelul orașului. Prin a transmite un mesaj simplu, o poză, eventual, care ne, putea, ne poate ajuta și mai mult, iar cu siguranță și noi vom oferi un feedback după ce vom rezolva sesizarea. Totodată pe, prin aplicație vom oferi informații referitoare la activitățile desfășurate de către primărie, la activitățile desfășurate de către orașul Sân o Mare și sperăm ca ea să fie descărcată de cât mai mulți cetățeni, atât pentru Android cât și pentru iOS. A fost introdusă o rubrică nouă, Știri STV, unde puteți urmări știrile video ale televiziunii locale, iar una din cele mai importante actualizări a fost introducerea unui sistem de notificare care va trimite mesaje de fiecare dată când apare o noutate în rubrica Știri Primărie către toate telefoanele care au aplicația instalată. Aplicația Sunt Nicolau City App este un pas important spre digitalizarea serviciilor oferite de administrația locală, dar și un mijloc important de informare în timp real pentru toți cetățenii orașului.